Noi să aveți unul dintre cele mai competitive tarife de pe piață, se poate spune. Da, noi am pornit în sistemele de monitorizare ca o activitate auxiliară și am încercat să venim cu ceva nou pe piața constanțeană, ceva corect, ca să fie mai clar. Tarifele acestea, piesa care este parte componentă a sistemului de monitorizare, este aceea și pentru mine, OneStar, și pentru orice altă societate de pasă de pe piață. Nu ai cum să o ieftinești prea mult. Însă, abonamentul lunar care îl oferi omului, soluțiile care îi le oferi și trebuie să îi le spui de la început, care sunt avantaje și dezavantajele în funcție de sistemele alese, de tarifele la care se încadrează sistemele respective. Și atunci am considerat că prețul care venim noi și îl ofertăm pe piață este un preț bun, este un preț corect atât pentru noi cât și pentru beneficiarii serviciilor noastre. Spuneți-mi, la ce se poate aștepta clientul când vede un asemenea preț foarte bun de la dumneavoastră? Cu ce garanții pleacă la drum, ca să spunem așa? Păi, garanțiile care putem să le oferim sunt aceleași. Că discutăm despre sistemele de monitorizare, că discutăm despre paza bunurilor și valorilor transportate pe cale ferată, pe naval, terestru, este aceeași garanție care oferim tuturor beneficiarilor serviciilor noastre, indiferent de formă. La rezidențial, la ce ne referim? În primul rând, promptitudine în serviciu le oferim. Agenți de intervenție care gândesc. Siguranța că suntem acolo și ne facem treaba și cred că, nu în ultimul rând, siguranța asta a beneficiarului că chiar dacă se întâmplă un eveniment contrar voinței tuturor, persoana își recuperă bunurile respective sau cel puțin contravaloarea lor. Da? Aș vrea să vorbim și despre un alt aspect care e foarte important pe partea de rezidențial. În momentul în care omul ia în calcul o astfel de opțiune, se gândește cum să mi se întâmple tocmai mie, cum să intre tocmai peste mine hoții în casă sau să-mi fure ceva sau să-mi spargă ceva. Ce le spuneți acestor oameni care au o astfel de mentalitate? Eu nu pot să le spun decât singurul lucru că nu o să se întâmple așa ceva. Noi de asta suntem plătiți și de aia suntem acolo, să nu se întâmple. Nu știu, dacă ar fi poate procente 0, nu știu cât la sută, este posibil. În lumea asta și în societatea în care trăim, orice este posibil până la urmă și la urmă. Nu este o situație dorită. E o situație pe care încercăm să o împiedicăm prin toate mijloacele care ne permite legea. Eu cred că sunt în măsură să le spun că nu se va întâmpla așa ceva.